Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română de gramatică din această carte pentru clasele a 3-a și clasa a 4-a. Vă rog mai întâi să vă abonați și apoi să faceți o captură de ecran acestor două pagini pe care le lucrăm acum. Găsește antonimele cuvintelor. Oprit, pornit. Pașnic, turbulent, nervos. Scund, înalt. Mincinos, cinstit, onest. Dușman, prieten. Sus, jos. Aproape, departe. Uriaș, pitic. A cumpăra, a vinde. Acolo, aici. Înainte, înapoi. Nord, sud. Transformă adjectivele următoare în substantive. Credincios, credință. Bătrân, bătrânețe. Colorat, culoare. Plictisitor, plictiseală. Copil, copilărie. Cald, căldură. Vechi, vechitură. Inteligent, inteligență. Pagina următoare taie cu o linie forma incorrectă a cuvintelor. A. Bleumaren, bleumarind. Bleumarin este corect și am tăiat bleumaren. B. Vroiam și voiam. Voi tăia prima variantă, vroiam, pentru că nu este corectă. Corectă este a doua variantă, voiam. C. Bacnotă, bancnotă. Voi tăia prima variantă pentru că nu este corectă. Corectă este varianta a doua, bancnotă. Vine de la ban. D. Genunchi, genunche. Voi tăia a doua formă pentru că nu este corectă. Forma corectă este genunchi, prima formă. E, știință cu doi i și știință cu un i. Voi tăia a doua formă pentru că nu este corectă. Corectă este forma știință. F, frecvent cu g, frecvent cu c. Voi tăia prima variantă pentru că este greșită. Varianta corectă este a doua, frecvent cu C. G, segment cu C și segment cu G. Voi tăia prima variantă pentru că este greșită. Varianta corectă este segment cu G. Desparte în silabe cuvintele. Marmeladă. Mar-me-la-dă. Șoarece. Șoa-re-ce. Perdea. Per-dea. Mielușel. Mie-lu-șel. Castron. Cas tron. Cușcă. Cușcă. Călăreț. Călăreț. Pelerină. Pelerină. Scrie în dreptul fiecărui cuvânt de mai jos dacă acesta denumește o trăsătură sau un obiect.
Șervețel denumește un obiect. Pix denumește un obiect. Generozitate denumește o trăsătură. Blândețe denumește o trăsătură. Voioșie denumește o trăsătură. Plapumă denumește un obiect. Carte denumește un obiect. Sinceritate denumește o trăsătură. Dragi copii, vă mulțumesc pentru că ați participat la acest curs. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și nu uitați să vă abonați. Eu vă aștept în continuare la lecții de limba română și de limba engleză.